știu de la ce să încep, chiar de la început, Iulian fiind un copil cu niște nevoi speciale, mi-a fost foarte greu să ne hotărâm să luăm definitiv acasă. Pentru că o mare parte din timp el se afla în familie, când ne obosă de acum peste măsură, iarăși era întors în Orhei. Cu toate că știam că nu este varianta ideală, dar la moment nu exista altă alternativă, nu exista altă posibilitate unde am putea plasa sau să găsim o situație care ar fi benefică și copilului și ne aranjează și pe noi. Știind că nu are abilități de trai în comunitate, lucrul ăsta ne speria. Pentru că el mai mult decât familia noastră și familiile bunicilor și vreo două familii din ale vecinilor, nu cunoștea pe nimeni. Și ne speria faptul ca și noi să ieșim cu dânsul în societate, nu știam cum o să comporte și ne era foarte greu și noi să poate să trecem barierul ăsta, că e un copil cu dizabilități, că e diferit de alți copii. E de-a mai bun, pentru că nu e de. Și e liniștit. Când lângă dâns apă, el cere să-l ajutăm pe dâns. Îi place să fie ajutat, da? Și voi îl ajutați? Cineva din, sau Nele sau Oxana, a venit cu idee, poate să încercăm la școală. Ideea care eu am respins-o din start, că nu vreau, că eu lucrez la școală și o să-mi fac probleme și el nu e acel copil care poate să frecventeze o școală. Eu am fost aceea. Când soțul deodată a pus întrebarea în discuție, poate încercăm. Doar eu eram de o parte a râului. Toți au început să-mi spună că să încercăm, că e posibil, că copilul poate, ar putea careva abilități de trai în comun să le capete doar într-o școală normală. Până în sfârșit am decis și am mers la școală la 1 septembrie. Cu o frică și cu o spaimă nemaipomenită. Nu știam ce ne așteaptă, un gol, o foaie albă și cu 100 de semne de întrebare. Pentru Iulian, din prima zi, a fost o bucurie nemaipomenită. Nemaipomenită, nu puteam găsi dintre copii, nu-i trebuia clasă, nu-i trebuia nimic. El era, mai avea cunoscuți din rude, noi suntem nemuroși, mai avea cunoscuți din rude. Până la urmă, a mers el în clasă, a stat prima zi, acasă, venind acasă, prima întrebare care am întrebat-o, ce ai făcut la școală? Și el mi-a zis cuvântul Moldova. Dar tematica primei ore de dirigenție a fost vatra mea de dor, Moldova. Și el a venit acasă și mi-a zis primul cuvânt Moldova și a desenat stema Moldova, nu stema, dar drapelul, tricolorul. Culorile respectiv cum erau pe tablă. Și pentru noi asta a fost poate un prim stimul că copilul nostru trebuie să meargă la școală. Dacă el din prima zi a memorizat un cuvânt și a venit și a desenat un desen. Un cuvânt și o imagine care reprezintă. Ceva. Și am văzut cu atâta dispoziție și atâta dorință de a merge la școală și de atunci nu a mai apărut de acum niciun dubiu că copilul nostru nu trebuie să meargă la școală. Cine? A, da. Mai departe. P. P. Corect. Bravo. E. E, da. Z. Bravo. F. F, așa-i. Pe unele pronunți corect. Da. Ș, da, bravo. C. Iulian este un elev, are vârstă de 12 ani, dar frecventează școala cu elevi de 7 ani. La început a fost o perioadă foarte grea pentru el, pentru că simțea acest decalaj de vârstă și foarte greu a intrat în contact cu elevii, dar până în prezent multe din aceste bariere le-am depășit și cred eu până la sfârșit poate chiar nu o să fie diferență mare între ăsta, școlarii care învață el, colegii lui de clasă. Dar copiii cum l-au primit pe Iulian? Copiii la început, vreau să vă spun că de la bun început au observat că Iulian este de o vârstă mai mare și au observat că el nu este
ca și ei, dar sunt foarte bun la suflet și l-au primit așa cum este. De multe ori îl ajut, îl... cum să zice? Îl susțin, îl încurajează, dar l-au primit în colectiv, eu să cred că... Foarte bine. Foarte bine, da. Spune-mi, te rog, cum te numești? Da? Am înțeles că tu stai într-o bancă cu Iulian. Da. Da? Și cum vă păcați voi cu dânsul? Bine. Și am văzut că tu îl ajuți la lecții. Da? Când are nevoie de mine, îl ajut. Da? Dar la ce îl ajuți tu? Când înseamnă, da? Când scrie. Uh-huh. Iulian, noi am citit cartea asta, Iulian. Am citit-o? Da, și cine ești? Pisică și încă șoarecele. Cânișorul. Ce culoare e asta? Roșu. Roșu? Da. Dar ce culori mai ai tu acolo? Hai, arată. Vieți. Da, bravo. Pe noi ne-a bucurat oricare schimbare. Fiecare mărunțuș venind de la școală spunându-mi că au făcut asta, 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 pentru noi era o fericire nemaipomenită. Că e la școală, că este ceva, de acum a apărut insistența așa noastră, din partea noastră și venind acasă, hai la ceas, cât e ora, cât cartofi mamă o curăță. Și de la fiecare succes, de acum ridicam planca mai sus, gândindu-ne că el poate să încercăm, dar poate el o spoate și asta. Fiziata asta, apare semnul ăsta de întrebare, că, dar poate el o spoate asta, hai să încercăm și asta, hai să încercăm și asta. Și chiar în lucru din gospodărie, parcă dacă uneori mă temeam că, sau nici nu încercam să-i dau vreo sarcină, că gândindu-mi că el nu înțelege și nu poate, le face așa doar la întâmplare. Dar pe urmă, hai, duc căldarea asta cu grăunță, dă la găini. Să duce și-a dat la găini, mai mult, mai versat pe jos, dă o duce la găini. Îi spuneam, duci toarnă la purșei, de el mă întreba, la cei mici sau la cei mari? Aha, înseamnă că el diferențează mai mare și mai mic. Acum a început iarăși, acolo duc. Dacă căldarea mare, ducem la cei mari, dacă căldarea mică, ducem la cei mici. Și situația de astea au fost nu știu cât. La început, să vă spun ce este, mi-a fost frică. Da, a fost și o provocare, nu? Și da, dar datorită doamnelor de la centru zi cu zi, datorită seminarilor care noi le petrecem împreună, am depășit aceste momente și nu mai este frică de cum. Am să vedem la anul viitor cum am să ne cadrăm. Eu aștept la ceva mai mult de la Iulian și cred că dacă să muncim, o să obținem. Uh-huh. Într-adevăr, incluziunea copiilor cu dizabilități în școli normale este un lucru binevenit. Cu părere de rău că prea târziu s-a început această practică, sau cum să-i spun eu, că într-adevăr mă uit de mă, Iulian are ceva care la început aveam mari probleme, dar acum pentru dânsul este nu mai sunt probleme. Și o formă ceva de prinderi și de reguli de comportare la lecții și de reguli de comportare la masă și în clasă și în școală și cu colegii, chiar și pe stradă. Așa, Iulian, bravo! Asta ce cifră, Iuliane? 6, asta e cifra 6. Eu tare nu știu de ce mi-aș dori că pentru viitor. Totdeauna mă gândesc că cât e posibil, până că el de acum e vârsta de 12 ani, cât e posibil, poate într-un an, doi, dacă mai capăt careva, adică vreau atâtea abilități capite, ca pe urmă să poată să fac o meserie. Eu asta tare, vreau o meserie, după puterile lui, după intelectul lui, după nivelul lui de dezvoltare, dar să fie o meserie. Totdeauna parcă sunt alegeri, sunt căutare, mă gândesc, asta s-ar putea, cu toate că societatea noastră încă nu e gata pentru așa persoane și nu oferă atâtea șanse pentru persoane cu dizabilități. Dar oricum mă gândesc că timpul nu stă în loc, mergi mai înainte și nu știi ce mâine ne așteaptă. Adică atâta curaj și optimism am în suflet, mă gândesc că orice poți să te aștepți la orice.